învățat despre teoria libertariană în cadrul seminariilor private conduse de Cristi în anii 90 și lecțiilor private ale profesorului Parait. Sunt și emoționat să vorbesc în limba română, pentru că în mod ciudat este cu siguranță prima mea conferință în limba română. Îmi cer scuze de la bun început dacă voi pronunța anumite cuvinte cu un anumit accent sau dacă sunt anumite greșeli de română în diapozitivele pe care o să vi le prezint. Spun asta pentru că n-aș vrea să am aceeași, să fiu privit precum Răducioiu, știți, baristul ăsta român din anii 90, care s-a transferat la Bari în Italia și s-a întors după ce a semnat contractul să vorbească cu un accent italian foarte evident. Deci, prima mea conferință în limba română, prima discuție atât de lungă și elaborată în limba română. Astăzi, sper că toată lumea mă aude în fund, este și greu să vorbesc puțin mai tare, o să fac un efort și dacă nu auziți, ridicați mâna în fund și am să încerc să ridic eu vocea. Spuneam că astăzi am să vorbesc despre teoria libertariană, despre cum putem întemeia o teorie a dreptății și cea libertariană în mod particular, mai ales din perspectiva teoriei și filozofiei morale. Pentru a începe, observația mea este că această teorie este, în ciuda importanței sale, este neglijată. Sunt foarte puține justificări ale teoriilor morale, iar, din păcate, cum spuneam, cea libertariană este neglijată. În mai multe articole, cum spuneam Tudor, în mai multe articole pe care le-am scris, o serie de 3-4 articole, am încercat să o pun în evidență. Un articol care este publicat în Libertarian Papers în 2009 răspunde criticilor teoriei libertariene. Alte articole care vor apărea acest an și anul viitor formulează noi critici și adaugă noi perspective. Am încercat să le condensez și să vă predau o teorie generală pe acest subiect. Cu privire la planul pe care... Cu privire la planul pe care mi l-am propus astăzi, este foarte simplu. O să încep cu etica argumentării, care este cheia teoriei libertariene. O să prezint mai în detaliu despre ce este vorba. Să dezvolt argumentul contradicției performative și să adaug limitele, să menționez care sunt limitele argumentului contradicției performative și, în fine, să trag niște concluzii, din punctul meu de vedere, cu privire la consecințele refutării acestui argument al contradicției performative. Deci, pentru a începe, etica argumentării este o teorie care a fost formulată de către Rothbard și Hoppe în mai multe reprize. Mai întâi, Rothbard în 73 a publicat imediat, la 2 ani de zile după celebra carte a lui John Rawls, For a New Liberty, și a elaborat teoria sa într-o carte ulterioară, cea mai celebră, The Case of Liberty, pentru cercetători în teoria libertariană. Iar Hans Hermann Hoppe a publicat o serie de cărți unde avansează diferite versiuni ale teoriei sale și ale strategiei pentru a apăra teoria libertariană în fața criticilor, răspunzând unor serii de critici care au fost deja aduse pe parcurs. Întrucât Hoppe este în mod explicit de acord cu teoria lui Rothbard și întrucât Rothbard, înainte de a muri, și-a exprimat satisfacția de teoria lui Hoppe,
cred că putem vorbi despre teoria Rothbard-Hoppe sau despre argumentul Rothbard-Hoppe. Acum, este foarte important pentru a începe acest, pentru a înțelege bine acest argument, este important să înțelegem pretenția, ce vrea să demonstreze acest argument. Iar această pretenție distinge teoria libertariană de alte teorii sau de alte, de alte teorii în acest domeniu al filozofiei morale. În urmare, prin pretenția monistă, pentru a înțelege care este pretenția monistă, trebuie să avem în minte faptul că lucrurile sunt rare. În măsura în care ele sunt plasate pe pământ, și pământul fiind rotund, este o realitate de fapt. Timpul curge într-un singur sens. În afara filmului de science fiction, nu putem să ne întoarcem înapoi. Prin urmare, o agresiune lasă urme. Prin urmare, dacă cineva va vrea să-mi ia acest loc, va trebui să mă împingă sau să mă roage frumos să mă dau la o parte. Un exemplu foarte simplu pentru a înțelege că orice am face, lucrurile sunt rare, prin urmare, în mod potențial, ele vor da naștere la conflicte. Acum, întrebarea este cum vom rezolva conflictele, da? Cu ce criterii avem pentru a rezolva conflictele. Sunt trei întrebări la care trebuie să răspundem. Prima întrebare este cine trebuie să posedeze conflictele. Trebuie să definim, da? Trebuie să formăm niște criterii pentru a defini cine este îndreptățit să posedeze. Prin urmare, care sunt persoanele? Sunt doar oamenii sau și animalele sau roboții? Sunt, râdeți, dar sunt întrebări la care foarte mulți își bat capul. A doua întrebare la care trebuie să spun este ce să posedeze? Dacă ideile pot fi posedate, de exemplu, sau doar pământul, doar lucrurile materiale pot fi posedate? Asta este o altă întrebare la care o teorie morală trebuie să răspundă. O a treia întrebare este cum să intri în posesie? Cum decizi cine și cum, asta e întrebarea, cum poți intra în posesie? Dacă lovești pe cineva, poți intra în posesia unui bun sau nu. Da, nu vorbesc despre fapte, despre dacă tehnic este posibil. Vorbesc despre chestiuni morale. Dacă este, din punct de vedere moral, acceptabil să îi dai un bun cuiva pentru a lua un bun pe care el îl controlează. În sfârșit, ideea mea este că aceste trei întrebări și mai ales răspunsurile lor ne dau o idee generală despre ceea ce poate să fie sau trebuie să fie o filozofie morală. Ideea mea este că dacă luăm pe îndelete toate teoriile morale de la anticii greci până în zilele noastre, vom vedea răspunsuri diferite la aceste întrebări. Deci istoria filozofiei este o colecție de răspunsuri cât mai diferite la aceste trei întrebări. În acest punct este important să vedem o întrebare cheie, pentru că cum distingem între răspunsurile acestei întrebări? De ce să preferăm un criteriu pentru apropiere față de un altul? De ce să preferăm un criteriu cum ar fi primul venit, primul servit, față de ochii, față de culoarea ochilor sau față de culoarea părului? Ce cu părul alb și negru, gri, pot să mai degrabă îndreptățiți. Deci, întrebarea cheie este să vedem dacă sunt justificate răspunsurile la aceste întrebări. Prin urmare, asta este întrebarea care ne permite să înțelegem cum poate fi întemeiată o teorie morală. Iar acum înțelegem mai bine pretenția teoriei libertariene, pe care o numesc monistă, pentru că ideea este că libertarianismul ar fi, în mod condițional, în mod intenționat, l-am ales, ar fi, pentru că este o ipoteză pe care o discut astăzi, ar fi singura teorie care poate fi justificată. Să vă arăt imediat cum putem organiza această justificare. Mai întâi ce este teoria libertariană. Mă adresez unui public foarte larg, foarte mulți dintre voi nu vă cunosc, deci mi-am propus să încep
și pentru a clarifica anumite dezacorduri, de la bun început să vă explic ceea ce înțeleg eu prin teorie, prin teoria libertariană. În mod foarte simplu, am construit acest peisaj al teoriei libertariene, pe de-o parte cu două axiome, axiome propoziții evidente și un argument care explică de ce aceste propoziții, aceste premise sunt totuși axiome, sunt evidente. Prima axiomă, da, este proprietatea de sine, ceea ce traducem, sper, în românește, prin self-ownership. A doua axiomă este principiul primei apropieri, ceea ce, după părerea mea, ar fi traducția românească a lui homesteading, da, principiul lockean, preluat de Nozick, de Rothbard și de alți teoreticieni libertarieni. Cât despre argument, și aici ajungem în punctul cheie pe care îl voi aborda, este contradicția performativă. O voi explica în câteva minute ceea ce înțelegem prin contradicție performativă. Și deci asta ar fi cheia, să spunem altfel, ar fi argumentul despre care vă spuneam că Hoppe și Rothbard s-au înțeles pentru a întemeia teoria libertariană, și acesta ar fi argumentul prin care putem înțelege de ce libertarianismul este singura teorie morală acceptabilă. Deci asta este asta este argumentul cheie. Cât despre cele două axiome pe care vreau să vă vorbesc, sunt formulate în felul acesta. Prima dintre ele, cum spuneam, self-ownership, am pus în diapozitive direct versiunea engleză pe care am luat-o de la Rothbard din For a New Liberty. Ideea este că fiecare este proprietar de sine. Fiecare este proprietar de propriul său corp. Asta este o primă propoziție. Mi se pare poate evidentă, poate prea generală, însă dacă vă gândiți bine, în baza acestei propoziții puteți spune că cineva, dacă ia în ciuda consimțământului vostru un obiect sau dacă vă agresează în ciuda consimțământului vostru, va fi o acțiune imorală. Pentru că violează această axiomă. A doua axiomă este neclar dacă cea de-a doua axiomă derivă din precedenta sau dacă este o axiomă independentă. Diferite pasaje din Rothbard ne indică că acest lucru nu este tot timpul foarte clar. Pe de-o parte am impresia că este o concluzie, nu? Spune din când în când, therefore, în alte locuri pur și simplu pare să o întemeieze în mod separat. Aici, pentru simplitatea argumentului, însă, am să presupun că o deduce. Da? Însă putem discuta în cazul în care credeți că sunt axiome diferite. Nu cred că va fi nicio problemă. Nu va schimba natura argumentului pe care vi-l prezint astăzi. Cel doilea, vă spuneam, este principiul primei apropieri. Cum vedeți din desenul precedent, homesteading, și formularea în engleză este cea lockeană, practic, unde aveți ideea că la început, unde un lucru care nu a fost controlat de nimeni înainte poate fi apropiat de o persoană pentru prima dată. Și deci principiul foarte simplu în română, cu siguranță primul venit, primul servit, descrie foarte bine această idee. Deci, în baza acestor două argumente, și Rothbard și Hoppe și mulți alți teoreticieni libertarieni, firește, dezvoltă o teorie foarte complexă, o teorie morală foarte complexă, în care argumentează, de pildă, cum poate știți, că nu există nicio diferență între impozite și furtul la drumul mare. Singura diferență ar fi că furtul la drumul mare este local și specific momentului respectiv, pe când impozitele denotă un furt sistematic. Deci asta ar fi singura diferență, însă nu există așa ceva precum acțiune publică legitimă sau nimic nu permite să justifice impozitele.
în mod precis în baza acestor, în baza acestor argumente. Acum fac pasul următor și vă prezint în mod concret, da? Care ar fi argumentul contradicției performative. Deci, după ce v-am prezentat cele două axiome, pasul următor este cum întemeiem aceste axiome și această faimoasă prezentare a argumentului contradicției performative a lui Hoppe va fi obiectul celui de-al doilea pas pe care îl fac. Ideea de bază este că justificarea unei teorii morale presupune de la bun început o argumentație. Deci, nu putem, n-are sens să vorbim despre justificare atât timp cât nu vorbim despre argumentație. Și trebuie să argumentăm pentru a justifica. Asta este o idee foarte simplă. Dar, dacă trebuie să argumentăm pentru a justifica, Hoppe și Rothbard observă că trebuie să fim proprietari, da? De propriul nostru corp, pentru a vorbi. Eu acum, pentru a vă prezenta ceea ce vreau să vă prezint, trebuie să fiu, da? Proprietar de propriul meu corp. Deci nu trebuie în sens tehnic, nu că trebuie să am control, însă în sens moral trebuie să am dreptul să o fac. Pentru asta este ideea. Este o ambiguitate în fiecare limbă cu trebuie, dacă este trebuie precum condiție sau dacă este trebuie precum drept, îndreptățire. Prin urmare, al treilea pas ar fi foarte simplu să spun că nu, dacă nu am dreptul, să argumentez împotriva dreptului de a fi proprietar de mine însumi, ar echivala cu a nega presupoziția, da? Ideea însăși că trebuie să fiu proprietarul propriului meu corp. Spus altfel, mă voi găsi într-o contradicție performativă. Contradicție pentru că cele două propuse sunt în mod evident contradictorii și performativă pentru că această contradicție se revelează în acțiunea însăși. În momentul în care acționez și spun că nu sunt, neg această presupoziție, atunci mă voi contrazice cu mine însumi. Deci, o asemenea contradicție nu este acceptabilă din punct de vedere teoretic. Prin urmare, ar conclude Hoppe și Rothbard, dacă ne uităm în jurul nostru și supunem aceleași test alte teorii, ne vedem seama că doar teoria libertariană satisface acest test. Deci doar teoria libertariană trece testul. Celelalte teorii care neagă presupoziția proprietății asupra propriului meu corp se contrazic, așa cum o arată această concluzie. Acum, doar câteva chestiuni generice, înainte de a discuta pertinența sau limitele acestei justificări. Prima, vreau să vă prezint, pentru că este foarte puțin cunoscut acest argument, are o lungă tradiție și mai ales că este aplicat în foarte multe domenii. Ceea ce ne arată, într-adevăr, cât de ciudat este că nu este mai mult dezvoltat, că nu este în centrul teoriei morale. Asta este lucrul ciudat cu care am început. Sunt foarte multe formulări, o să menționez doar câteva dintre ele și în mod rapid. Cea mai cunoscută și cea mai veche, însăși Aristotel, în cartea Gamma, unde încearcă să întemeieze contradicția, principiul non-contradicția. O cunoaștem în logica clasică, ideea este, după părerea lui Aristotel, că ar fi contradictoriu să negăm principiul non-contradicției. Ar fi o contradicție performativă să negăm principiul contradicției. Nu intru în detalii aceste argumentări, care poate părea circulară, și chiar cred că aveți motive întemeiate să credeți lucrul ăsta, însă doar pentru a menționa că are o tradiție foarte lungă. În perioada medievală o traduceam în latină cu Radugusio Erenchica. Aici nu fac problemă de accent pentru că nu avem registrări fonice. Prin urmare, orice accent e un accent bun. Da? Este ideea lui Toma din Aquino, care reformulează ideea lui Aristotel și folosește pentru propriile sale concluzii. Mai recent, în anii 70, a fost dezvoltată ca o teorie autoreferențială, teoria lui Boyle, și
în același timp a fost reformulată sub un alt nume, contradicția pragmatică. Vă spun asta pentru că în diferite studii și lecturi ați putea întâlni o astfel de formulare sub un alt nume. Este practic același lucru, este același model al argumentării. Da. Este și altfel interesant să vedeți că a fost aplicată și în foarte multe domenii. Este, utilizările contradicției performative sunt largi. Da. Este folosită pentru a, pentru a apăra libertatea cuvântului. Este imoral să negi libertatea cuvântului pentru că trebuie să ai libertatea cuvântului pentru a o nega. Asta este același argument, cum vedeți, același model, foarte, foarte simplu. Este problema asta care este foarte cunoscută în etică, cum trecem de la este la trebuie, pentru a evita eroarea naturalistă. Cum putem întemeia o propoziție de tipul trebuie, fără să și în același timp să evităm trecerea de la este. Deci este folosit exact același argument de alți autori foarte cunoscuți în teoria morală și foarte, foarte citiți, prin asta înțeleg cunoscuți, dezvoltă acest argument. În epistemologie, întrebăm dacă adevărul trebuie preferat minciunii. Este un argument epistemologic important dezvoltat de Finis, celebrul sceptic. Și în sfârșit, astfel că expre la sfârșit, este folosit în justificarea normelor. Asta a fost o dezbatere care a fost animată de Hans Albert pe de o parte și Jürgen Habermas și Karl Otto Appel pe de altă parte, în anii 70-80, mai ales ultimele publicațiile lor în anii 90, au fost dezbateri pe această temă care este foarte apropiată de dezbaterea pe care o avem astăzi și pe care libertarienii o pun în evidență, care este cum întemeiem normele. Și Habermas și Appel susțin că este posibil să întemeiem normele folosindu-le tocmai de acest argument. Răspunsul l-au primit din partea lui Hans Albert, care i-a acuzat de a confunda este cu trebuie. Este un argument care revine, o critică care revine și care nu cred că este suficientă. Dar asta este argumentul. Menționam Habermas, menționez Habermas aici pentru a spune ca o anecdotă pentru cei care nu știu, a fost profesorul lui Hans Hermann Hoppe. Și este probabil pe această filieră că Hans Hermann Hoppe a utilizat acest a cunoscut și utilizat acest argument. Vorbind despre Hoppe, am făcut copy și paste dintr-o carte a lui, de la o citație unde explică care este teoria, care este formularea exactă acestui argument. Am găsit o formulă mai scurtă, însă ceea ce este relevant este ultima parte, unde practic spune cu alte cuvinte în engleză și mult mai sofisticat de ceea ce v-am spus acum câteva minute, când v-am definit contradicția performativă. Ideea este, prima idee, cea în partea de sus a citației, este ce poate fi mai distrugător în domeniul teoriei morale decât o contradicție. Nu poți să mergi mai departe, te blochează. Perfect, sunt de acord. Următorul pas este, uitați-vă, este în mod evident, doar teoria libertariană este coerentă. Toate celelalte teorii sunt contradictorii. De ce? Pentru că dacă negăm presupoziția, axioma proprietății de sine, ne vom contrazice inevitabil în momentul în care o vom face. Deci asta este argumentul lui Hoppe și aceasta este formularea lui mai lungă pe care am găsit-o. Cum vă discuta despre limitele? A treilea pas, așa cum v-am anunțat la început, voi discuta despre limitele teoriei libertariene justificate astfel. Deci vă spuneam, prezentându-mă, cum a spus și Tudor și prezentându-mă eu însumi, într-un articol din 2009, publicat în Libertarian Papers și disponibil online, am răspuns unor critici preexistente. Asta a fost primul pas care mi-a permis să mă angajez în această dezbatere.
Criticile precedente au fost formulate mai ales de către David Friedman, Bob Murphy, Gene Callahan, într-un articol faimos din 2006, faimos pentru comunitate a teoriei libertariene, și ale căror și Timothy Darrell a criticat acest argument, iar argumentul meu răspunde acestor critici și indică de ce nu sunt suficiente și de ce nu merg direct la obiect. Am să trec peste ele pentru că ar fi foarte lung, dar să vă prezint și criticile, să vă prezint și răspunsurile mele. Nu am avem timp și nici nu mi-am propus să fac asta, însă dacă aveți întrebări putem discuta în partea a doua a prezentării mele. Mai întâi vreau pur și simplu să vă spun într-un singur cuvânt de ce acest argument mie mi se pare insuficient. Pur și simplu pentru că contradicția performativă nu este o contradicție. Evident, o spune pe aia. Nimeni nu a spus că contradicția performativă ar fi o contradicție. Într-adevăr. Dar, tocmai pentru că nu este o contradicție, nu putem deduce pretenția monistă a libertarianismului. De ce? Pentru că pretenția monistă a libertarianismului se bazează pe faptul că alternativele ar fi absurde. Ori, dacă această contradicție nu este absurdă, prin urmare, alternativele nu sunt așa de absurde cum păreau. Deci, ideea mea este că acesta probabil nu conduce la absurditate. În cel mai rău caz, am putea deduce minciuna sau ipocrizia celui care susține. Uitați-vă, să vă spun acum că nu sunt pe cale să discut teoria libertariană, ați spune, este o minciună, pentru că sunt pe cale să discut teoria libertariană. Dacă aș insista, spune că sunt ipocrit. Într-adevăr, da? Vă acord. Poate că sunt mincinos, poate că sunt ipocrit, dar cum să vă spun, nu este absurd ceea ce fac. Da? A nega o realitate evidentă, afară plouă, să nu ies, afară nu plouă, cu adevărat, este o minciună. Da? Poate că, într-adevăr, am avea foarte puține motive de a ne asocia să ne asociem cu persoane mincinoase sau cu persoane ipocrite. Dar nu este imposibil. Nu este imposibil. Nimic nu ne împiedică să avem o comunitate cu persoane care nu sunt tot timpul sincere. Asta este, pe scurt, argumentul. Acum, începând de la acest argument, vă puteți gândi puțin mai departe și vă puteți pune alte întrebări. Alte teorii chiar nu trec testul pentru a înțelege exact pe ceea ce se bazează acest argument. Luați următoarea formulă. Eu și câțiva prieteni ai mei, spunem voi toți, suntem proprietari de noi înșine. Dar nu toți, dar nu și ceilalți. Fiecare dintre noi poate spune în mod fericit această propoziție și vă veți da seama că această propoziție trece testul contradicției performative. Însă, firește, este o propoziție restrictivă. Spune noi și numai, și doar noi, eu și prietenii mei. Acum înțelegeți că natura contradicției performative este reflexivitatea. Ea ține atâta timp cât vorbim despre noi înșine. Deci este suficient să introduci în propoziție cineva care să vorbească despre el însuși, propoziția trece testul. Însă, nu este compatibilă cu acțiunea contradicției performative așa cum o înțelege Rothbard și Hoppe. Pentru că nu întemeiază același principiu, proprietatea de sine, aplicabile tuturor persoanelor, oricare ar fi ele. Acest raționament m-a condus într-un alt articol la ideea că putem distinge două tipuri de proprietate de sine. Și mi se pare mie, cel puțin, că acest argument are consecințe importante pentru teoria libertariană în mod particular, dar și pentru filozofia morală în general, pentru alte teorii. Permiteți-mi să vă spun cum.
plecând de la ideea, de la definiția contradicției, pur și simplu, formulată de Aristotel, locul acela de care v-am vorbit, cartea Gamma, unde spune că un lucru nu poate fi și nu fi în același timp și sub același raport, ne vom da seama că problema contradicției performative vine din faptul că termenii presupusei contradicții nu sunt sub același raport. Unul este discursul, altul este faptul, ceea ce face. Prin urmare, are aparența unei contradicții pentru că avem impresia că sunt în același timp, dar nu este o contradicție pentru că nu sunt în același nivel. Să spunem plouă și nu plouă, vorbesc și nu vorbesc, asta este o contradicție și este absurd. Nimeni nu înțelege nimic dacă vă spun vorbesc și nu vorbesc, nu înțelege ce vreau să spun. Prin urmare, dacă vă spun nu sunt pe cale să vorbesc, spune ești ipocrit sau ești mincinos, cum vă spuneam. Da? Este o problemă epistemologică. Deci, plecând de la faptul că termenii contradicției nu sunt în același raport, am reformulat principiul axioma proprietății de sine, principiul ăsta libertarian, și mi-am permis să disting două niveluri. Prin urmare, unul ar fi, aici o reformulez, cum vedeți în acest diapozitiv, pentru a nega axioma proprietății de sine, trebuie să fiu proprietarul propriului meu corp. Prin urmare, ne observăm în acest moment că proprietatea de sine joacă rolul de normă. Deci nu pot nega o normă. Asta este un prim nivel. Cel de-al doilea nivel este condiția pentru a enunța această normă, deci condiția necesară, care ar fi de a fi proprietarul propriului meu corp. Este condiția pentru a nega proprietatea de sine. Deci norma și condiția necesară sunt două elemente diferite. În logică, este evident că condiția și consecința nu pot fi contradictorii, altfel nu avem o implicație. Deci fie, trebuie să alegem fie într-o implicație, fie într-o contradicție. Prin urmare, dacă alegem implicația, dacă alegem faptul că proprietatea de sine este o condiție pentru a fi proprietarul propriului meu corp, dacă alegem lucrul ăsta, ele nu pot fi în contradicție din punct de vedere logic. Și dacă alegem acest lucru, ne dăm seama, ceea ce este foarte intuitiv, ne dăm seama că una este norma și alta este condiția pentru normă. Deci, pentru a rezuma, mi se pare că avem aici două dimensiuni ale proprietății de sine. Una este condiția și alta este norma. Și ceea ce este interesant, da, pasul următor la argumentații pe care aș vrea să fac, este faptul că condiția de a fi proprietar de sine nu implică necesar o normă precisă. Faptul că sunt proprietar de mine însumi nu mă obligă în niciun fel de a mă pune de acord, de a accepta cu voi toți faptul că fiecare trebuie să fie proprietar de sine însuși. Putem să acceptăm orice altă normă teoretică. Această reflecție îmi permit acum să reformulez pretenția monistă de care v-am vorbit de la bun început și care, cum v-am indicat, a fost obiectul și este în continuare obiectul acestei prezentări. Între trebuie să respecti proprietatea de sine, care este norma, și propoziția proprietarii de sine se pun de acord asupra normelor care guvernează, mi se pare că este o diferență. Și mi se pare că dacă nu putem funda norma aceasta, putem funda orice altă normă în privința asta. Aceasta apare ca o condiție necesară pentru o teorie a dreptății, între paranteze, un lucru foarte important, indiferent de conținutul său. Deci poate să fie o teorie libertariană, poate să fie o teorie non-libertariană, alegeți voi. Prin urmare, ne găsim în fața unei varietăți de teorii morale. Dacă ne întoarcem înapoi la cele trei întrebări pe care vi le-am prezentat într-un diapozitiv precedent și vă spuneam
că este foarte greu să avem de a face cu o multitudine de teorii morale fără un criteriu care ne permite să zicem de ce aș fi mai moral dacă aș acționa așa și nu altfel? De ce ar trebui să aleg eu teoria libertariană o unei alte teorii? Am un motiv suficient pentru a o face. Iar acum, punând un semn de întrebare după acest argument al lui Rothbard și Hoppe, care este contradicția performativă, ne găsim din nou în fața aceleiași dileme unei pluralități de teorii morale. Acum, pentru a formula concluzia argumentului meu, vreau să fac un pas suplimentar și să vă indic în cele din urmă că totuși, dacă avem o anumită sensibilitate pentru a apăra anumite principii apropiate a principiilor libertariene, avem un fundament mult mai serios în ideea proprietății de sine precum condiție, decât să ne îmbulzim și să apărăm proprietatea de sine precum normă. Pentru a rezuma ceea ce v-am spus, deci pretenția monistă nu poate fi apărată, asta mi se pare o concluzie importantă, și că în asemenea unui argument decisiv ne găsim în fața unei varietăți foarte mare de teorii. Da? De ce am preferat o teorie sau alteia? Și asta este rezumatul. Acum să vorbim despre care sunt consecințele, da? la ce ne va duce. Foarte mulți vor numi asta cu diferite termeni. Relativism etic, scepticism. Mulți dintre voi poate că nici nu vor vrea să mă stau de vorbă cu mine după ce termin. Asta este riscul meseriei. Întrebarea la care trebuie să răspundem acum, dacă nu avem motive să preferăm o teorie alteia, atunci de ce am... cum putem distinge între teorie morală? Spune că dacă ucizi pe cineva sau nu ucizi, este la fel. Dacă furi sau nu furi, este la fel. Sau însă și termenul, ucizi sau furi, ce sens are dacă nu avem o teorie în spate, un criteriu care să ne permită să distingem între ce este un fur și ce nu este? Cum știi dacă este o reapropiare legitimă sau un fur direct? Da? Pe ce criterii, dacă nu ai... Ideea este că proprietatea de sine, ca o condiție necesară, mi se pare un lucru mai important decât nu bănuim. Da? Este importanța acestui stadiu al reflexiei, mi se subestimată. Deoarece, pentru a ne pune de acord asupra unui principiu, trebuie să respectăm proprietatea de sine. Trebuie să respectăm ce este persoana, ce este proprietatea ei și să acceptăm reguli comune asupra transferului bunurilor de la o persoană la alta. Apoi, odată ce am acceptat lucrul ăsta, că ne vom pune de acord asupra regulilor concrete, să acceptăm sau nu prostituția, acceptăm sau nu drogurile, acceptăm sau nu alte subiecte de dezbatere, ne vom găsi în dezacord. Luați precum exemplu situația în care se vor găsi în mod ipotetic, spun ipotetic, poate că va fi chiar reală, a semnatarilor acestui acord care se cheamă Free State Project. Da? Este un proiect de a crea un stat bazat pe principii libertariene în New Hampshire. Deci ideea este să infiltreze statul respectiv, s-au pus de acord în felul următor, când vor fi 1000 sau 10.000, nu mai știu exact, de semnături, au decis toți prin contract să se mute acolo și să voteze pentru candidatul libertarian. Rezumez în mod caricatural, însă asta este ideea. În sfârșit, să spunem că un stat va deveni libertarian, cu oameni cu principii libertariene și că vor face secesiune. Vor avea o problemă fundamentală pe care îmi permit să o anticipez. Ce reguli exacte vor guverna viața lor? Da? Va fi sau nu permisă prostituția? Vor fi sau nu permise drogurile. Sunt doar câteva exemple pe care sunt cel mai discutabile în teoria libertariană. Proprietatea intelectuală și altele. Vor fi ele permise sau cum le vom trata? Răspunsul la aceste întrebări este foarte dificil pentru că, după părerea mea, citind literatura libertariană de ceva timp, îmi dau seama că sunt dezacorduri profunde pe aceste subiecte. Iar aceste dezacorduri vin din faptul că sunt dezacorduri asupra normelor, nu asupra condițiilor. Sunt toți de acord că
care sunt condițiile. Trebuie să fim proprietari de noi înșine, dar sunt dezacord unii dintre ei, grupuri dintre ei, asupra condiții, asupra normei care să fie, în mod concret, să fie adoptată. Deci mi se pare că, cum vedeți, proprietatea de sine ca o condiție necesară este un fundament, poate nu așa de sigur, pe care, cum îl anticipați sau cum ați fi vrut să-l vedeți, însă nu mi se pare neglijabil și subestimabil. Acum, următoarea întrebare este cum pot fi gestionate pe același teritoriu concepții morale incompatibile? Cum vom alege între o teorie morală sau o altă teorie morală? Răspunsul la această întrebare vine de la, sau, se bazează pe o idee, pe ideea că în măsura în care vom avea aceleași concepții morale, ne vom asocia. În măsura în care vom avea concepții morale diferite, ne vom dezasocia. Pe același model ca prietenia, dragostea și alte astfel de concepte, care presupun proprietatea de sine, dar care fac care explică că sau care indică că putem fi în dezacord pe anumite aspecte. Există un fel de nucă, unde miezul nucii, unde putem fi de acord asupra anumitor concepte și alte concepte mai neimportante asupra cărora putem fi în dezacord. Felul în care văd lucrurile astea este desenat în felul următor. Ideea pe care v-am prezentat-o la început, spunând că sunt trei parametri fundamentali într-o teorie morală: concepția proprietății, concepția persoanei și concepția agresiunii, îmi permit acum să spun că în felurile în care ne vom defini proprietatea, persoana și agresiunea, vom obține o asociație sau nu. Da? Dacă avem definiții comune acestor concepte, vom avea o asociație sau nu. Fac un pas suplimentar și vreau să vă atrag atenția asupra dificultăților pe care le-am avea dincolo de o ipotetică justificare a normei, proprietatea de sine. Gândiți-vă la o grămadă de dezacorduri, dezbateri în teoria libertariană care vin de la simpla definiție a termenilor. Cum definim proprietatea? Începând de când cineva devine proprietar? Bine, sunt toți de acord asupra faptului că dacă zic vezi insula aia de acolo sau vezi blocul ăla de acolo, este al meu. Nu pot să spui așa, pentru că este complicat, fiecare o poate spune. Dar, în mod concret, când ajungi și pui un gard, sau ajungi și lucrezi, sau o altă idee, începând de când, sau câte zile de vacanță îți sunt permise? Poți să pleci în vacanță un an de zile, doi ani de zile, sau poți să pleci în vacanță 10 ani de zile? Începând de când faptul de a pleca în vacanță face ca proprietatea ta să devină neocupată? Este un criteriu, nu putem avea un motiv mai întemeiat decât altul pentru a decide anul sau, sunt în general, decizii arbitrare. Deci, dincolo de definiția proprietății de ține, vom avea aceleași probleme. Deci, măcar să începem de acolo. O altă concepție despre agresiune, în teoria libertariană și dezbateri importante, vin de la complexitatea definiției agresiunii. Uitați-vă, foarte mulți sunt de acord, și asta este, toată lumea este de acord de aproape, că dacă dau un pumn cuiva fără niciun motiv, l-am agresat. Ok? Suntem de acord, însă dacă îl ameninț cu un pistol în plastic, sau dacă îmi zburlesc părul și el e frică, crede că a fost un monstru, sau dacă spun niște cuvinte care îl ofensează, și așa mai departe. Da? Unde punem limita agresiunii? La fel și cu persoana. Poate părea o soluție simplă, însă sunt foarte multe mulțumesc foarte mult, foarte utilă asta intervenție. Ne gândim acum, când vorbim despre persoană, am impresia că nu suntem persoane și că îi putem pune de acord, ok. Însă, dacă ați citit Kant și alți autori
care discută aceste chestiuni, vă dați seama că sunt multe cazuri la limită. Persoane handicapate, copiii pun o problemă foarte importantă în teoria morală. Cum accesi la statutul de persoană, de adult? Da? Este începând de când? Când ești fetus sau când poți să-ți fie o conferință despre teoria libertariană, da? Care este actul de naștere a unei persoane. În mod evident, sunt diferite propuneri pe această temă. Unii au sensibilitate mai mare asupra unor propuneri față de alte propuneri. Însă, o discuție pe tema acestor propuneri, dezacorduri pe tema acestor diferite propuneri, nu înseamnă neapărat că aceste persoane nu acceptă proprietatea de sine precum condiție. Deci mi se pare că, într-adevăr, avem o fundație mai slabă decât am dorit și ne-am aștepta, dar este o fundație foarte importantă pe care nu trebuie să o neglijăm pentru a apăra teoriile, o teorie morală bazată pe proprietatea de sine. Nu ca normă, dar ca condiție, dar precum condiție necesară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că nu v-am plictisit. Eu am să mă opresc aici, am să rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și critici. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you.